Trecerea de la jurnalism la politică și apoi de la politică la jurnalism Uite, de exemplu, un caz la care mă gândesc eu acum e Moise Guran, spre exemplu și Moise... Mai ai aceeași Pe credibilitate Moise... în momentul în care te-ai dus în politică și te-ai la E simplu, Mai Guran n-a avut nici credibilitate, nici succes, nici în presă, nici în politică Deci la el e simplu Moise a fost un jurnalist mediucru Care a încercat să parvină politic și nu a ieșit Și s-a întors la ceea ce susține el că știe să facă Mă rog o mediocritate spoită. Deci nu e o problemă. Evident că nu. Na, uite și Robert Turcescu, da? Correct. Care a rămas fără loc, s-a întors acum și coordonează proiectul editorial, evenimentul zilei online sau cum se numește proiectul lor video, da? Și evident că, bine, Robert câtă credibilitate a avut -o el și a pierdut-o în momentul oricum în care, dacă ți aminte, s-a dus să lepe de cu în studioul la Sorina Matei. Da, și anunțe că e colonel ceva. De momentul ăla, cine mai credea în el, bănuiesc că i-a trecut ăluia. Da? Uh, ulterior a ajuns în politică, cu s-a întors de nevoie. Pentru că dacă Robert ar fi, să serios, dacă Robert găsea o variantă și se înțelegea, nu știu, cu peneliști, cu habar n cu cine, cu tot. Cu PMP-ul n-a mai mers PMP-ul a am avut noroc în, boate, în viață. Uh, și s-a întors, da, de nevoie. E o modă, uite, Gabi, fire nu s-a întors. A plecat și după părerea Gabi Firea pleca cu succes, da? Până a plecat de la un post de jurnalist care a făcut treabă în jurnalism, să fim serios. Eu cunosc pe Gabi de când eram amândoi mici. Așa? S-a dus în politică, a ajuns în prima tură senator. Bun, evident, tot pun un aranjament politic, nu? Normal că a luat PSD-ul și a pus-o cap de listă, că altfel. Dacă o punea pe locul șapte, probabil că n-ajungea, nu? Așa. De acolo a candidat la primăria Capitalei, pe care a câștigat o rând în fața domnului Predoi, în fața domnului Nicușor Dan, dacă mi-aduc eu bine aminte că ei au fost contra candidații domnului Fire, după un mandat de zile a pierdut alegerile, a rămas în partid, s-a împăcat cu Ciolacu sau sunt într-o, uh, să într-un armistițiu, habar n-am, a candidat din nou la Ilfov, a făcut rezultat bun, iară senator. E ok. Deci, odată sunt ce omul, ai ales o cale După părerea mea, odată ce ai ales ții, o cale așa. de genul ăsta, e bine să rămâi la asta. Adică, să nu te mai. Uh, brusc ai o revelație că uh, nu te mai încape presa și devii uh, politruc de meserie, și când nu-ți mai găsești loc în politrucie, te întorci, uh, hai să facem performanță în presă. e, e complicat.